Bun, hai să vedem o declarație a lui David Popovici, că astăzi a plecat delegația. Da? Și vorbim de un campion mare, David Popovici la aeroport, un David Popovici foarte concentrat. Deci un David Popovici concentrat, mai înțeles, care, cum să spun, se vede că e, cum să zic, chiar pus pe ele. Adică vrea să câștige cât mai multe titluri olimpice la cât mai multe probe. Avem o declarație scurtă, cele mai mari speranțe a noastră, nu la Jocurile Olimpice, acest fenomen care este David Popovici. Vreau să spun că e atât de greu să te califici la Jocurile Olimpice, adică toată lumea vorbește despre performanță, despre medalii. Dar mai tare. Și e de înțeles, e o performanță atât impresionantă și doar să te califici aici. Și voiam să mă folosesc de acest moment să îi felicit, sau să ne felicit pe toți cei care suntem aici. Pentru că suntem totuși, cred că 103, în jur de 100 de sportivi calificați aici. Voiam să le urez succes și în legătură cu toate așteptările pe care le are fie mass media, fie publicul de la noi, noi suntem sportivi și avem obiective, ne bazăm pe așteptări, ne luăm pe așteptări. Așa că asta vă spun, succes nou și sper că vă place. Mulțumesc că s-a fost în Succes! Vă așteptăm cu medalii. Da, schimbare importantă de discurs. Până acum când pleca la competiții mari, era ceva, mă duc să mă distrez, să mă simt bine. Acum vorbește clar de obiective. Suntem sportivi și avem obiective, da. Ceea ce mi se pare o schimbare importantă. E vorba probabil de mult mai multă concentrare, dar cred că în momentul ăsta a început să simtă presiune pentru îndeplinirea acestor obiective. Până acum era o speranță care ne-a creat momente de magie și performanțe uluitoare la care nu se gândea nimeni. Acum eu am impresia că nu sunt specialist, dar e unul dintre favoriți la medalii. Chiar am vorbit cu șefii COSR-ului, au fost cu noi în Germania la un meci, acolo la primul meci cu Ucraina și cu domnul Covaliu și cu domnul Boroi și am înțeles că obiectiv ar fi undeva între 6 și 8 medalii la Olimpiada asta. Indiferent de culoare, nu? Da. Canotajul e clar că. Păi acolo. Cred că aici acolo canotajul e... Da. Dar la fiecare Olimpiadă, bine, acum... Medaliile s-au rărit din ce în ce mai mult, din 2000 încoace, în ce mai puține medalii, dar parcă de fiecare dată la Olimpiadă, în afara favoriților, apărea o surpriză de undeva. Da. Păi și care sunt motivele de s-au rărit aceste medalii? Păi, cred că principalul motiv este cel enunțat de domnul Țiriac în 2000, când a spus că sportul românesc se va duce în jos de acum înainte, deoarece sportul nu mai este prioritate națională în România de pe vremea comuniștilor. Iar ultima olimpiadă cu rezultate bune a fost Sydney în 2000. Asta ce însemna? Că toți participanții de atunci, medaliații de atunci, au prins o perioadă de pregătire înainte de 89, adică comunist. Au fost creați de un sistem. Așa cum s-a întâmplat și la fotbal. Luceafărul, de exemplu. În momentul în care acel sistem a căzut, am avut 20 de ani în care n-am pus nimic în loc. 20 de ani. Am dat la o parte un sistem de pregătire, sovietic, nesovietic, cum era el, dar n-am pus în loc ceva bun. Și rezultatele se văd în siajul celor 20 de ani, nu? Da. Ușor, ușor, anumite discipline... au început să schimbe metodologia de lucru, să treacă, să muncească așa cum trebuie muncit și mai apar zone de performanță sportivă și la alte sporturi și la fotbal. Acolo unde pui cărămidă pe cărămidă să construiești ceva, e posibil să apară. Dar faptul că sportul nu a fost prioritate națională în România, cu tot ce înseamnă lucrul ăsta... Asta a făcut ca mișcarea sportivă din România să scadă. Și vorbim de mișcare, în primul rând, de mișcare de stradă, în primul rând, de mișcare de masă. Ieși în stradă, Andrei, după emisiune. Eu joc tenis. Bravo, bravo.